De ce este Hristos unic? În toate religiile lumii, într-un fel sau altul, Isus este menționat. Fie ca un mare învățător, fie ca un fel de avatar al lui Dumnezeu, fie ca un om care a făcut minuni. Însă, dincolo de toate aceste lucruri care îl caracterizează pe Isus ca fiind un învățător, un făcător de minuni, un om înțelept, Isus rămâne unic. De ce este unic? În ultima carte a Scripturii, în Apocalipsa, găsim câteva adevăruri legate de unicitatea lui Isus. Iată ce spune capitolul 5, versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau, Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Hristos este unic pentru că este singurul care transformă moartea în viață. În Apocalipsa, capitolul 5, Iisus este descris ca un miel care părea junghiat. Dar această imagine e incompletă, întrucât Hristos este descris și ca leu. Aceste două imagini contrastante ne arată următoarea imagine. Isus, prin moartea lui, aduce viață. Prin jertfa lui, transformă și ridică la viață omenirea. De fapt, cea mai neagră noapte a umanității, când Hristos a fost răstignit, devine cea mai frumoasă zi pentru umanitate, când omenirea prinde viață. Hristos este unic pentru că a fost singurul care a putut plăti prețul răscumpărării noastre spune Apocalipsa, prin sângele tău ai răscumpărat oameni pentru Dumnezeu. Nimeni n-a putut răscumpăra, întrucât era nevoie de cineva fără prihană. Niciun întemeitor de religii nu a putut aduce mântuirea, pentru că fiecare este păcătos. Singurul care a putut plăti a fost Hristos, pentru că el a fost fără de păcat. Însă răscumpărarea n-a fost făcută pentru noi, ci pentru Dumnezeu, spune Apocalipsa. Mai mult, Hristos este unic pentru că este singurul care își transformă dușmanii în preoți și împărați pentru Dumnezeu. De regulă, dușmanii sunt călcați în picioare și exterminați, nu și în cazul lui Hristos. Hristos moare pentru noi cei care odată am fost dușmani cu El, și Apocalipsa spune: Ne-a transformat în preoți și împărați pentru Dumnezeu. Ce har! Camielul care ne-a răscumpărat să ne ridice la acest statut. Mai mult, Hristos este unic pentru că este singurul care a putut să unească cerul și pământul. În cartea Apocalipsa, în acest impe pe care l-am citit, se vorbește despre o gloată mare care împreună laudă pe Dumnezeu. O gloată sau o mulțime formată din oameni de pretutindeni, din toate națiunile pământului. Nimeni nu poate uni în mod dezinteresat decât o face Hristos. Oamenii se unesc în funcție de vârstă sau preferințe sociale, sportive sau de altă natură. Hristos e singurul care ne-a putut uni în mod desăvârșit, nu doar ca oameni, dar și împreună cu cerul. Așadar, Hristos rămâne unic. Întrebare, îi recunoști unicitatea și domnia peste viața ta?